Duminică 22 septembrie, începând cu ora 10, sala de sport a școlii gimnaziale Tudor Vladimirescu va fi gazda Cupei Municipiului la Mini Hambal, competiție organizată în cadrul Zilelor Municipiului Călăraș de către Primăria Călăraș în colaborare cu CS Danubius Călăraș. Competiția se adresează atât fetelor cât și băieților și va reuni sportivi din Călăraș, Fetești, Slobozia și Oltenița. Cupa competiției va fi acordată de profesorul Ioan Bota unui sportiv cu rezultate, ca un imbol necesar sacrificiului pentru performanța în acest sport iubit pe malul borcei, hambalul. Profesorul Ioan Bota se află la finalul unei cariere didactice excepționale, ultimii 40 de ani din viață, dedicându-i clubului sportiv școlar călăraș. Trofeul poartă numele cetățeanului de onoare al municipiului călăraș, Gheorghe Dumitru, fost component al lotului național de hambal, campion mondial universitar în anul 1981.